Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Contraatac. În această după-amiază, pentru că mi-a fost foarte, foarte, foarte dor de emisiunile tip pamflet. Ei bine, dacă avem senzația, și cred că nu e doar o senzație, cred că este din ce în ce mai mare certitudinea, că unii ne cam iau la mișto, vom încerca să facem și noi puțin haz de necaz, să spunem. De aceea ediția de astăzi a început cu cartonul, cu această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Vom încerca să vedem, pentru că până acum am tot fost serios și ne-am tot supărat și am tot încercat să găsim soluții, vom încerca de acum să o luăm în glumă, să luăm în glumă tot ceea ce se întâmplă la nivelul conducerii Politehnicii Iași și să oferim și noi câteva lămuriri, să vedem și noi cam pe unde stă adevărul, mai în glumă, mai în serios, până la urmă vom vorbi și despre adevăruri astăzi, dar vom încerca să o facem cât se poate de zâmbitori, pentru că deja lucrurile încep să iau altă turnură și deja parcă nu mai are sens să punem totul la suflet. Așa că vom vorbi în această după-amiază despre Horia Sabo, Tibor Selime și conducerea corporatistă a Politehnicii Iași, marile rezultate, mărețele rezultate pe care această conducere le are, despre cum se joacă Horia Sabo și ai lui de alba neagră prin dealul Copoului, cum se ghidează probabil după vestita povestea lui Alexandru Lăpușneanu, dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Sunt foarte, foarte multe întrebări și foarte, foarte multe răspunsuri de oferit și foarte multe lucruri de analizat, pentru că domnul Horia Sabo a binevoit să apară public de două ori săptămâna trecută, după o îndelungă absență de aproximativ două luni și un pic, să zicem, sau o lună și un pic, sper să nu greșesc, și să ne furnizeze tot felul de subiecte de pamflet, pentru că cam asta a reușit directorul general, care peste noapte nu mai este investitor. Brusc s-a răzgândit când a văzut că nu prea are de unde și cu ce. Probabil, nu știu, iarăși spunem probabil, vom încerca să lămurim și câteva curiozități pe care am auzit și am aflat cu stupoare că le are domnul Tibor Selime și nu am vrea să sufere și de alte lucruri, cum ar fi curiozitatea, pentru că deja știm că suferă de suficiente boli care îl țin țintuit la pat și îl fac să stea în concediu medical poate mai mult decât ar fi trebuit. Nu știm dacă s-a terminat sau nu concediul medical, era programat ultima zi pentru 19 ianuarie, dar am înțeles că între timp a mai făcut și o amigdalită. Am să vedem ce o să se întâmple. Despre toate subiectele pe care le-am pregătit în această după-amiază vorbim împreună cu redactorul Radio Iași, Liviu Suceveanu, care a acceptat invitația noastră să află în platoul Contraatac și urăm bun revenit! Bine v-am regăsit! N-ai greșit foarte mult, sunt realizator, dar da, la Sport Blitz, la Radio Iași. Așa este. Și pentru că vorbeam despre realizator, Liviu, trebuie să încep eu prin a face o precizare. Tocmai vorbeam despre curiozitatea de care suferă domnul director sportiv Tibor Selime și, ei bine, vreau să-i rezolv această curiozitate, pentru că am aflat și eu pe surse că are niște vagi probleme cu își dorește să afle maniera în care am ajuns eu reporteriță. Ei bine, țin să-l anunț pe domnul Tibor Selime și că în limba română, cel puțin așa din câte știm noi, nu prea există cuvântul reporteriță, există într-adevăr cuvântul reporter, dar dacă știe să ne spună în ungurește, de exemplu, cum se traduce această reporteriță, poate sună mai frumos. Ei bine, domnule Tibor Selime, și țin să vă anunț că nu sunt reporteriță, sunt realizator TV. Și dacă am ajuns aici, am ajuns prin muncă și prin dăruire pentru ceea ce fac și am ajuns pe forțele proprii și pentru că anumiți oameni au avut încredere în potențialul meu și îmi doresc din tot sufletul să continui să le confirm așteptările și le mulțumesc fiecăruia în parte dintre cei care mi-au oferit posibilitatea de a fi în fața camerei de luat vederi. Le mulțumesc și sper din tot sufletul să mă ridic mereu la așteptările lor. Vreau să vă mai anunț faptul că, de făcut, dacă vreți să știți neapărat, nu m-a adus barza, m-a făcut mama și tata, m-au făcut amândoi acum vreo 32 de ani, așa că eu le mulțumesc, bineînțeles, și părinților mei pentru că m-au făcut și pentru că m-au crescut într-o manieră în care să învăț să spun adevărul și să lupt pentru adevăr și pentru dreptate și asta voi continua să fac de aici, de la pupitrul Contraatac, oricât de tare v-ar supăra pe dumneavoastră, domnule Selime, și acest lucru. Dacă am satisfăcut și această curiozitate, dacă mai aveți vreo curiozitate, nu-i problemă, nu vreau să suferiți de ele, așa că telefonul din emisie vă stă la dispoziție pentru orice curiozitate aveți. Aveți și numărul meu personal de telefon, puteți să mă apelați fără niciun fel de problemă și ușa Iași TV Live, așa cum o spun de fiecare dată, este deschisă pentru dumneavoastră să ne spuneți și nouă și să ne satisfaceți și dumneavoastră nouă niște curiozități, pentru că avem suficient în ceea ce vă privește. Am mai aflat, iarăși cu stupoare, Liviu, că domnul Tibor Selime și-a petrecut tot pe surse, că așa facem, nu? Ne-am stabilit că așa facem jurnalism de ceva timp încoace.
că domnul Tibor Selimeș... Asta pentru că n-au alții nimic de spus. Exact, așa. Își petrece concediul medical ghiciunde, pe la terasele de la Palas. Acum, eu mă gândesc că probabil căuta Spitalul Regina Maria să-și refacă puțin analizele în ceea ce privește bolile de care suferea, să vadă dacă a reușit să țină regimul așa cum trebuie și este apt de muncă și își dorește să aducă acel atacant de care Politehnica Iași, de exemplu, are nevoie. De la Regina Maria? De, nu știu, de la Regina Maria, de la Regina Elisabeta, de la vreo regină de undeva. Și poate asta căuta, dar am înțeles că era în partea cealaltă, în partea opusă de Spitalul Regina Maria, de clinica Regina Maria, așa că poate data viitoare, dacă aveți nevoie de indicații, să știți că există Google Maps și dacă nu-l aveți, îl am eu, nu-i problemă, vă rezolv. Deci, cam asta se întâmplă cu domnii aceștia care consideră că trebuie să-și ia concediu medical pentru că au prea vize. Da, eu știu că Regina Maria este o stradă din comuna Bârnova, o stradă despre care locuitorii s-au plâns că nu a fost, să zic, modernizată mulți ani de zile. Acum a intrat într-un proces de modernizare, dar poate că acolo sunt niște copii care bat mingea, poate de acolo se poate găsi vreun talent de care are nevoie domnul Selimeș și nu la Politehnica. Nu, domnul Selimeș nu are nevoie de niciun fel de talent. De bani, alții de au, bani nevoie, are nevoie, alții au nevoie de talente. Flaviu Stoican, Adrian Ambrosie, Consiliul Director, alții au domnul nevoie. Domnul Selimeș are nevoie de bani, nu? De bani, de liniște, de pace, de... De asta avem nevoie în egală măsură cu toții. Și cred că în spatele acelei străzi este o frumoasă livadă de mere și de prune. Poate se gândește că din aceste fructe poate ieși o licoare care... Dar nu poate că produce aciditate. Da. Și el are gastrită. A, e... Atunci să mănânce înainte de a servi așa, ceva. Așa, da. Așa, da. Că era de o chestiune extrem de interesantă la care am asistat fără voia mea în toamna anului trecut, când Dorin să intre la tribuna oficială a stadionului Emil Alexandrescu cu încă cineva care nu era de la club, era din afara clubului, băiatul de la ușa de intrare la tribuna oficială l-a întrebat, pentru că Selimeș era cu o căciuliță pe cap la vremea respectivă. Nu. Să nu facă amigdalite. Dar nu, la vremea respectivă nu era chiar atât de frig încât să se impună un asemenea accesoriu vestimentar. Dar l-a întrebat, cine? Și cine sunteți? Și Selimeș a răspuns foarte deranjat. Și că chiar și asta ți-a spus Ambrozii, să mă oprești, să nu-mi dai voie. O, Doamne, deci mania persecuției în floare, da, de-a lucrurilor. E extraordinar. Păi, pe principiul că așa i-a fost și povestea mea de mai devreme cu cine m-a făcut realizator TV, să știți că e o mare diferență, domnul Selimeș, și dacă vreți o căutați în dicționar între realizator TV și reporter, era pe principiul, știți, stăteam și mă gândeam aseară, zic, cum să pun, cum să dau problema. Păi, e după piesa Deliei, cu cine m-a făcut-o mare. Uite așa. Cine m-a făcut-o mare? Ah, și toți cei care se uită la contraatac și toți cei care de fiecare dată când mă întâlnesc cu ei pe stradă, la stadion sau oriunde în altă parte, îmi dau impulsul de a merge mai departe și dumneavoastră vă mulțumesc și mă înclin în fața fiecăruia în parte. Haideți să vedem mai departe. De fapt, aceste curiozități, cred, pe care le ai, sunt sau apar din nevoia de a microbiștilor de a afla informații, păi, nu? Cam da. Că... Sunt curiozitățile lor, nu, exact. Nu ale noastre personale, nu? Bine, trebuie să recunoaștem că avem și noi niște curiozități personale. Că eu chiar sunt foarte curioasă de unde a găsit luminile alea de jucători de au venit în dealul Copoului în vară. Și până la urmă tot o să aflu, odată și odată. Au pus și soarele la colț, respectivii jucători, că așa sunt este. Într-un contrast extrem de puternic cu soarele. Și ca să se vadă că nu suntem părtinitori și ca să se vadă că nu ținem cu o anumită parte sau cu cealaltă parte, vreau să-ți spun că mă gândeam aseară, de exemplu, când am aflat că în cantonamentul din Antalya plouă, că și antrenorul Flaviu Stoican mai face greșeli la viața lui așa, și că, de exemplu, una dintre greșeli a fost că și-a dat afară, sau mă rog, a pus pe lista de liber de contract, pe tocmai dansatorul grupului. Cred că Aghinaldo era cel care dansa foarte frumos astăvară prin spatele antrenorului Flaviu Stoican în timp ce el dădea declarații pentru Iași TV Live și mă gândeam că acum ar fi fost bun la casa omului, că ar fi dansat omul și ar fi alungat norii. Da, nu, de rupt norii, sigur nu i-a rupt Aghinaldo, din potrivă, cred că s-a făcut de râs în acele puține apariții, pentru că multe nu s-ar mai fi impus. Când omul are dificultăți clare în a controla mingea, era clar că nu este de nivelul ligii întâi, dar încă stau și mă gândesc dacă respectivii jucători, sau măcar o parte dintre cei aduși
în perioada de vară și mai apoi după startul actualului sezon de campionat de către Tibor Țelmeji, dacă o mai juca fotbal pe undeva, măcar prin curtea școlii, că până la urmă mai toată lumea a făcut la ora de educație fizică, dar cu șutul minge, până și fetele. Mi-aduc aminte când îmi iau copilul de la școală, este o domnișoară în clasa a patra, nu fac reclamă școlii, că este una privată, care stă în poartă și joacă fotbal cu băieții. Ce drept? Nu, nu în atac, dar în poartă. Adică este un pas uriaș în față. Și eu când eram mică și jucam pe Maidan cu băieții din gașca mea, tot în poartă stăteam, pentru că mi-era lene întotdeauna să alerg. Dar acum găsești subiecte ușor, alergi acum după subiecte, ușor, nu? Dar acum driblez, știi cum, conducerea asta corporatistă, știi cum o driblez? Conducerea de multinațională. De multinațională. Da, pentru că mai nou domnul Horia Sabo vorbea despre Politehnica Iași. Și cum că, ca și cum ar fi fost o companie. Acum nu știm dacă e multinațională, multilaterală. Poate o companie dezvoltată. Militară. Poate la asta s-a referit, gândindu-se că jucătorii joacă rolul unor soldați, că Ambrozie este, are puteri de comandant? Nu joacă e. Chiar de comandat. De comandant de pluton. Așa, de comandant de pluton. Da. Și domnul Sabo s-a gândit că e comandant de companie. De companie, da. Dar n-a pus bine accentul. Nu, da, da. Companie, companie, mă rog. Probabil că nici nu mai contează la dumneavoastră. Important este vorba ceea ce discutam în urmă cu vreo câteva minute. Și că să meargă banii mai departe. Fiecare zi trecută înseamnă niște bani în plus. Până la urmă oamenii stau în concediu medical, în activitate, fără să facă nimica. Bine, să facă nimica. Chiar dacă ar fi fost abs din toate punctele de vedere, n-ar fi făcut nimic, pentru că, na, când nu stăpânești un domeniu absolut deloc, nu le poți cere nici celorlalți subordonaților din jur să facă ceva, pentru că îți spun și aia, tu, domnule, ești penibil, ești jenant, cum mă pui la treabă? Dar chestiunea asta nu se poate întâmpla. E ca și cum un inginer iar spune unui lăcătuș mecanic cu tăiatul să bată cu bine și inginerul dă cu ciocanul, își dă cu ciocanul peste degete. Și eventual cam dă și cu ciocanul se... invers, dacă se da, poate. Da, da, da. Dar cum comentezi răsturnarea asta de situație? Că domnul Horia Sabo s-a gândit el într-o noapte și nu mai e investitor deodată, e director, ăsta, director general. Dar s-a gândit după 7 luni, așa. Asta mă face să cred că încă de la început, atunci când a venit la Iași, când și-a cumpărat acea cămașă și cravata cu care a venit la prezentarea, pe care trebuie să recunoaștem, Adrian Ambrozi le-a dat credit la vremea respectivă și a primit cu oarece căldură. Ca să fiu sincer, nu m-am așteptat. Pentru că atunci când vin niște oameni cam să-ți ia locul și ție și colaboratorului tău... Păi nu, n-ai văzut că spunea domnul Horia Sabo la conferința de presă, mai vărsând o lacrimă, că dacă ceva l-a convins să accepte să vină pe post de harap alb, nu știm unde și-a lăsat calul. Unde v-ați lăsat calul, domnul Sabo? Poate Selimeș și este calul. Am înțeles, da. Se poate. Atunci l-a lăsat în concediu medical pe cal. Să vină să salveze Politehnica Iași a fost pentru că domnul președinte executiv i-a promis faptul și el a insistat asupra faptului de a rămâne domnul președinte și el a fost profund impresionat de acest gest pe care domnul Adrian Ambrosie l-a făcut dorind să rămână și atunci a spus, da domnule, acum am venit să salvez Politehnica Iași, de asta aveam nevoie. Bun, înclin să cred că supozițiile pe care noi le-am avut chiar de la început apropo de venirea acestor domni la Politehnica Iași s-au dovedit niște falsuri grosolane. De fapt, calitatea de finanțator nu s-a pus niciun moment în discuție pentru că nu aveau ce să investească. Niște oameni străini într-un oraș străin, la o echipă de fotbal, sport cu care domnul Sabo a avut legătură probabil doar la ora de educație fizică pe care o invocam ceva mai devreme. Era limpede că ei nu au ce să investească, ei vin să tragă ceva, văzând că Politehnica a obținut bani mai mulți din drepturile TV, adică are implicit un buget mai mare decât în sezoanele precedente. A doua chestiune, dincolo de faptul că s-a rugat de Adrian Ambrozie să rămână în fotoliul de președinte executiv, iarăși este o chestiune extrem de discutabilă și este o exprimare, vă rog frumos să mă credeți, extrem de elegantă. Pentru că Ambrozie a fost oarecum în regulă atunci când i-a primit și a încercat să-i țină pe acolo, să le creeze un
feedback pozitiv. Bine, dar îmi dai tot dreptul să cred că de fapt n-a fost așa și că Horia Sabo nu s-a rugat nici într-un fel de Adrian Ambrosie să rămână. Băi, cred că s-a rugat de Adrian Ambrosie să plece mai repede. Fie vorba între noi, pentru că el își dorea să conducă. Nu știu ce să conduc. Poate mașina, că altceva. Cum să conduci o activitate despre care nu știi absolut nimic? N-a Ei, cum? Că ne explica vineri la un post local care e rețeta succesului pentru a duce echipa în Champions League, în Europa League, în cupe europene. Știa exact. Bine, nu știa exact câte etape din campionatul, din sezonul regulat mai sunt. Știa cu aproximație că ar mai fi vreo 5 așa, probabil, vag. Și n-a aflat, domnule Horia Sabo, apropo, să știți că dacă tot vă dați cunoscător de fotbal, penaltiurile nu se ratează, domnul Horia Sabo, penaltiurile se apără. Dar asta e o chestiune de subtilitate, n-ați avut timp să o prindeți. Deci cam asta e, deci cum adică să spui că nu știe? Păi știe, că ne-a explicat. Da, oamenii sunt străini de multe lucruri care se întâmplă în campionatul ligii întâi la fotbal. Selim și mai știe despre ce este vorba cu fotbalul. Dar nu i-a spus că penalturile nu se ratează. Dar la nivel de administrație, la nivel de management sportiv, ca să nu ne permitem să spunem și despre calitățile domniei sale de antrenor, pentru că acolo pe unde a lucrat, nu a lăsat o impresie excelentă, ci din potrivă, a plecat cu șuturi în partea dorsală. Realizări profesionale ca șef al băncii tehnice la vreo echipă a avut așa, poate etapă, două, când a nimerit un adversar mai modest și a câștigat și echipa ce era condusă la vremea respectivă de domnul Selimeci. Dar să vii, să spui că ajuți, cu ce să ajute niște oameni complet străini de ceea ce se întâmplă? Cum n-au ajutat? N-au cheltuit suficienți bani de la începutul sezonului până acum? Păi dincolo de ei doi, să le reamintim telespectatorilor că au mai adus încă trei persoane. Dintre care cel mai decent mi s-a părut Iulian Oiene. Da, măcar a făcut ceva. A făcut ceva și a lucrat la compartimentul de marketing. A încercat să devină util, ca să spun așa, și a încercat să-și vadă lungul nasului, apropo de nas, ca să nu deranjeze pe ceilalți, să nu încurce, ca să mă exprim așa, că constat că e important în vremurile astea nu să aduci un plus. Pentru că ăsta era obiectivul pentru care au venit ei, ci din potrivă să-i nu încurci pe ceilalți care știu despre ce este vorba și încearcă oamenii zilnic să-și facă treaba așa cum pot. Uneori lucrurile sunt mai complicate, alteori mai simple, dar să-i lași măcar în pace, cum se spune, să meargă pe mâna lor. Și dacă nu le iese ceva, măcar să nu le pară rău că au fost deranjați. L-am întrebat pe domnul Horia Sabo în conferința de presă pe care a organizat-o miercurea trecută și unde s-a văzut vădit, deranjat de foarte mare parte dintre întrebările mele, pentru că altfel nu m-ar fi întrebat după stingerea camerelor de luat vedere, închiderea lor, că nu au luat foc niciuna, așa, dacă l-am supărat cu ceva. E bine, așa cum v-am spus atunci în sală, vă spun și acum, pentru că nu am niciun secret față de nimeni, domnule Horia Sabo, nu m-ați supărat cu absolut nimic. Doar că eu fac jurnalism și nu merg pe prietenii cum merg alții, știți dumneavoastră care, așa, și în plus de asta, așa cum v-am spus atunci, eu v-am făcut de fapt o favoare, v-am pregătit pentru ceea ce urmează să vi se întâmple în instanță, instanță unde dumneavoastră ați vrut să mergeți, așa că din punctul meu de vedere, și o altă mare minciună a fost aia că nu l-a chemat Consiliul Director și Adrian Ambrosie, nu l-au chemat la negocieri pașnice și amiabile. O mare minciună, numai de aici, din platoul Contraatac, domnul Adrian Ambrosie va solicita de nu știu câte ori chestiunea asta. Dar în fine, trecem peste acest lucru. Mi-ați spus, întrebându-vă despre clauzele contractuale. Păi stai puțin, înclin să cred că acea conferință de presă ai stat tu la prezidiu și nu, a stat domnul Horia Sabo pe 6 scaune la prezidiu singur, că are foarte mulți oameni care îl susțin de asta. Păi, și celelalte scaune erau libere, se înțeleg. Erau libere, da? Păi înțeleg că mai multe întrebări a avut dumnealui decât răspunsuri. Bineînțeles, dar la balea la care ar fi trebuit să primim și noi un răspuns clar, s-a răspuns cu nu știu. Eu în locul tău i-aș fi spus să faci schimb de locuri, să te duci tu la prezidiu și... Probabil că aș fi fost mult mai bine pregătită decât dumnealui, dar problema e alta. Mi-a spus să m-a rugat să recitesc contractele astea. Domnul Horia Sabo, conform licenței pe care o aveați, dacă tăceați filosof, rămâneați, pentru că eu v-am ascultat solicitarea și am citit contractele.
contractele. Și ce să vedeți, surpriză, ați spus în conferința de presă, în momentul în care v-am întrebat, după cum spuneam, despre contractele de confidențialitate, faptul că nu există nicio clauză a niciunui angajat care să însumeze 100.000 de euro, ci că aceste clauze sunt doar în cuantumul maximum a 10 salarii. Ei bine, aș ruga și eu, pentru că mai avem, o să mai răpesc un minut din emisie pentru această primă parte, aș ruga colegii din emisie să afișeze pe ecran articolul 13 din contractul domnului Tibor Selimeși, sau mai exact a firmei Impact Step cu Politehnica Iași. Și să vedeți, dragi telespectatori, acolo, cu stupoare, am observat cum scrie: în cazul în care colaboratorul încalcă obligațiile de confidențialitate și de păstrare a secretului profesional, beneficiarul este îndreptățit la repararea integrală a prejudiciului cauzat acestuia sau clienților săi, precum și încasarea unei sume, atenție, în valoare de cât 100.000 de euro, fără alte formalități, de la colaborator. Deci, surpriză, și am luat și noi așa. Am luat și eu calculatorul în mână, dar poate calculatorul meu de realizator TV, nu de reporteriță, domnule Selimeși, nu e la fel cu calculatorul domnului Horia Sabo de filosof, sau a domnului tatălui domnului Horia Sabo, domnului Laurențiu Sabo, că bănuiesc că dumnealui se ocupa cu chestiunile astea, că e director financiar, nu? Că tot vorbim despre afaceri în familie cu o ușurință extraordinară. Și am făcut așa, 23.000 de lei împărțit la 4,6, că așa am văzut eu că e euro, poate că greșesc și aici și nu e așa, sau, na, nu știu, am împărțit la 4,6 și am înmulțit cu 10. Și ce să vezi, stupoare, dă 50.000 de euro. Mm. Păi și mie mi-ar plăcea, știi, să iau un salariu, să mi-l calculeze șefii mei pe 10 luni și după 10 luni să iau dublu. Adică mi-ar plăcea, sincer. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim să comentăm această clauză de 100.000 de euro. Iarăși m-am prins cu minciuna, domnul Sabo. Ce să facem? Asta este.